Cui nu-i plac surprizele? De la cadouri, la întâlniri cu persoane neașteptate. Cu toții ne bucurăm de o surpriză bună. Așa că să vină proba surpriză! Invităm în scenă bobocii. Haideți să-i lăsăm să ne arate și cât de curajoși și inventivi sunt atunci când vor să invite în oraș o fată, având anumite cuvinte pe care trebuie să le folosească pentru a-și construi invitația perfectă. De asemenea, le vom pune la încercare și pe fete, prin acceptarea sau refuzarea invitației băieților, având anumite cuvinte pe care trebuie folosite. Vei merge la Ștefi și vei trage un bilețel. Andreea, vei merge la Vlad și vei trage un bilețel. Să ne spuneți numărul. 6. 1. Gata? Ești pregătit să o inviți în oraș? Da? Hai! Auzi? Vrei să mergem cu trotineta mea în oraș? Sau să călărim pe un balaur? Să mâncăm o caracatiță? Sau un șuricel? Acu, depinde cum vrei tu. Și poate să cumpăr și un ficus. Cum să-ți explic? Aș vrea să mergem să ne cumpăm pe role. Unul la mână. Doi la mână. Uită-te în ochii mei când vorbești cu mine. Îmi place tarta cu cireșe. Nu m-ai nimerit. Te rog frumos, data viitoare, să iei o aspirină cu tine, pentru că mă cam doare în gând. Și data viitoare când vii, te rog frumos, opolește băltoaca aia că te-ai murdărit pe Adidas. Lăsând toate astea la o parte, de data asta te iert. Mergem la întâlnire. Foarte frumos! Notele pentru Andreea sunt 9, 9, 10, 10, 10, 9, 10. Felicitări! Iar notele pentru Eugen sunt 9, 7, 9, 9, 9, 9, 9. Felicitări, Eugen! Numărul 2. Numărul 5. În seara asta aș vrea să te scot la o cină, să călărim un elefant cu un frigider în spate, să mâncăm maioneză cu usturoi, să nu-ți dai șosetele jos când te mușci pe elefant, pentru că o să fie frig, pentru că e iarnă. Aș vrea să stăm lângă o sobă. Să mâncăm mazăre, să bem șampanie într-o cămară și să bagi cărbune în sobă. Haideți să vedem notele pentru Laurențiu. 9, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 10. Iar pentru Emilia? Ai aplauze furtunoase. 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8. Numărul 4. 4. Ai vrea să mergem să vedem o broască care tăvălește o cochilie mâncând zacuscă cu cartofă pe bicicletă. Degeaba, dacă nu mi-e o mascotă, dacă nu umfli un balon cu heliu ca să râd și eu de mine, că, na, că n-am încercat niciodată așa ceva, dacă nu facem foc cu vezele, că sunt bune și nu mai sunt la dietă, că acum nu mai contează. Și vreau să mergem și la grădina zoologică să vedem un șarpe și după să mâncăm la restaurant, că tot, na, ne simțim bine, nu-i așa? Până la urmă, accept. Să vedem notele pentru Vlăduț. 8, 8, 8, 10, 8, 7, 8. Felicitări! Notele pentru Evelina. 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Aș vrea să mergem la un restaurant, să mâncăm o rață și după aia să suflăm un fluier de amintirile noastre bune. După aceea să-ți ofer o ciocolată caldă
Și poate după aia te duc la țară să culegi niște leuștean. Și după mergem în deșert să-ți arăt cum se ia apa din cactus. Eu vreau să mergem la un foc de tabără, să mâncăm mandarine, că tot vine Crăciunul. După aia să mergem la cabană, stăm pe covor, ne uităm la filme de groază. După aia poate mergem în grădină, ne spunem povești de groază și după aia mergem să călărim un cal până pe baraj. Haideți să vedem și notele pentru Daria. 9, 9, 9, 9, 9, 8, 9, felicitări Daria. Notele pentru Teodor. 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, felicitări. 1. 2. Bună, Andreea. De unde știi cum mă cheamă? Te-am văzut mai devreme în parc și am făcut rost de numele tău și numărul tău de telefon. Și mă întrebam dacă ai vrea să mergem la o întâlnire. Să bem un vin, să ne uităm. Să ne uităm la o cârtiță în mijlocul restaurantului. Păi, poate mergem la mine în sufragerie, unde e un parfum de mămăligă. Și poți să-mi iei și un fular și o să-ți iau o minge ca să facem exerciții. De-abia aștept să vin la tine acasă, să-mi dau jos cureaua și să scot sabia. Haideți să vedem notele pentru Andreea. 10, 10, 10, 9, 10, 9, 10, felicitări. Iar notele pentru Rare sunt 10, 10, 10, 9, 9, 10, 10, felicitări, Rareș. Numărul 3. Numărul 3. Georgiana, aș vrea să ne plimbăm cu două pantere, să ne ducem, să ne plimbăm pe mare cu baca, să purtăm o salopetă, să vedem algele de mare. Eu nu prea cred. Eu sunt mai prețițioasă așa de fel. Adică, ca să mă cucerești, trebuie să-mi iei un cozonac, pentru că vine Crăciunul. Trebuie să te legi la șireturi, pentru că mie nu-mi plac băieții care umblă așa. Să împodobim bradul împreună, țin la tradițiile de Crăciun. Să-mi iei hăinuțe multe, pentru că îmi place să am dulapul plin. Și mie îmi plac murele, vreau să mâncăm mure. Deci, da. Haideți să vedem și notele ale Georgianei. 10, 10, 10, 9, 10, 10. Și notele pentru Șuțoiu. 9, 9, 8, 9, 9, 8. Felicitări!